Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă, o emisiune care stă sub semnul multiculturalității și al interculturalității. Mai multe materiale regăsiți și pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii, iar online ne puteți urmări live și pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro. Sunt Maria Cinarjiga și în următoarele minute vă invit să aflați mai multe despre comunitatea de etnici ucraineni din Maramureș, despre evenimentele care ajută la păstrarea și promovarea tradițiilor acestei comunități, precum și despre planurile pe anul 2019. Vom reveni și în atmosfera sărbătorilor de iarnă prin intermediul unui reportaj de la unul dintre cele mai importante evenimente ale comunității ucrainene. Alături de mine se află președintele filialei Maramureș a Uniunii Ucrainenilor din România, domnul Miroslav Petrețchi. Bine ați venit! Să rămână, mulțumesc pentru invitație! Vom începe această discuție cu trecerea cumva în revistă a ce înseamnă comunitatea ucraineană din Maramureș. Cum a ajuns această comunitate pe aceste meleaguri? Cum ați descrie dumneavoastră ca președinte al filialei Maramureș, care de altfel este, este cea mai mare filială a Uniunii Ucrainenilor din România? Eu nu vreau să intru în istorie, nu sunt istoric. Mulți susțin că au venit în trei etape, în valuri de ucraineni care s-au stabilit pe aceste teritorii din județul Maramureș. Eu pot să vă afirm în felul următor că există documentație începând din anul 1300-1400 despre fiecare localitate unde locuiesc etnicii ucraineni din județul Maramureș. Noi nu ne considerăm că suntem veniți. Noi, Maramureșul... Deci suntem diasporă, noi vorbim despre o diasporă. Inclusiv am explicat și la partea ucraineană că noi nu ne considerăm diasporă pentru că noi aici ne-am născut, am trăit și vom trăi în continuare. Vorbim despre județul Maramureș, unde trăiesc practic mai mult de jumătate dintre etnicii ucraineni din România. Vorbim despre, reamintim telespectatorilor noștri, am spus-o deja de multe ori în cadrul emisiunii noastre, dar reamintim că ucrainenii sunt cea de-a treia minoritate ca număr din România, iar dintre cei peste 50.000 de etnici ucraineni care declarați la ultimul recensământ, peste jumătate trăiesc în județul Maramureș. Bine ați subliniat aici, declarați. Da, într-adevăr, pentru că mulți nu știu exprima opțiunea, dacă este ucraineană, că, de exemplu, pe timpuri, bătrânii noștri, inclusiv bunica mea, mi-amintesc, spuneau ruschi. Așa era denumită, ruteni unii și așa mai departe. Și acum sunt unii oameni care se referă cumva ucraineni și deci, se referă la ei ca ruși. Sigur. Și normal, atunci când se pune o anumită întrebare, poate chiar și cine pune întrebarea nu este prea pregătit, că se poate întâmpla la nivel local și atunci poate să scadă numărul sau să crească. Mă refer strict la minoritatea ucraineană. Noi considerăm că suntem mult mai mulți datorită neînțelegerii întrebării sau cum se declară. La recensământ se mai întâmplă ca să vorbim și despre familii mixte care ajung să-și declare poate copiii de... sau chiar din familie. Sau, da, sau chiar care așa. Care sunt familii mixte. Exact, despre... Să intrăm puțin despre ce localități vorbim, care ar fi specificul localităților de etnici ucraineni din Maramureș, dacă se diferențiază cumva prin diverse obiceiuri sau por sau limbă ucrainenii din localitățile de Putem să spunem că se diferă un pic la tradiție, nu putem să spunem că suntem ucraineni și sărbătorim pe stilul vechi, pe ritul vechi. Și putem, de exemplu, eu țin minte, acum se mai pierde din tradiție, puteai să recunoști femeia respectivă din ce localitate este, după culoarea trăistii pe care o avea la ea. Sau după batic, sau așa, dar în mare tradițiile se păstrează
un pic dialectul. De exemplu, în anumite localități se vorbește un E deschis, în alte localități, cum e, de exemplu, Remețu, Rona, se vorbește pe E. Deci, dar în rest, normal că ne înțelegem și vorbim toți limba ucraineană. Ați pomenit de dialecte, de aceste graiuri pe care le regăsim în localitățile de etnici ucraineni din Maramureș. Cum, în ce măsură se diferențiază de ucraineana literară, acea ucraineană care se vorbește în Ucraina? Sunt, de multe ori suntem întrebați dacă ne înțelegem, cât de diferită este limba vorbită de ucrainenii din Ucraina și cea vorbită de ucrainenii de aici, din România. De asemenea, se întâmplă și în Ucraina. Sunt dialecte, depinde de zonă, de regiune în care sunt, și am observat și chiar în Ucraina, diferea un pic accentul de la o localitate la alta. Dar de înțeles, bineînțeles că ne înțelegem. Tocmai înainte de emisiune v-am propus să facem o ieșire, să participăm la un festival din regiunea Ivano-Frankivsk, unde chiar se va putea să vă dați seama cum și puteți clarifica chiar dumneavoastră pentru telespectatorii dumneavoastră să vadă și să audă cu ochii și urechile lor. Desigur că atunci când vorbim de limba maternă, vorbim și de învățământ în limba maternă, cum este și în cazul ucrainenilor. Există sau despre ce secții de ucraineană putem vorbi în județul Maramureș? Cum este învățământul în limba maternă? Învățământul în limba maternă, după cum știți, este obligatoriu să fie 4 ore de studiu limbii materne la clasele cu predare în limba română, de secții române, și 7-8 ore la secții cu predare în limba ucraineană. Învățământul în limba maternă în județul Maramureș începe de la preșcolar, grupe pregătitoare, până la liceu. Știți că avem singurul liceu cu predare în totalitate în limba ucraineană, liceul pedagogic Tarasevicencu din Sighetul Marmației. Așa este. Cum, sigur că acasă se vorbește în foarte multe familii, se vorbește în continuare limba ucraineană, și am văzut că s-a dezvoltat partea de învățământ destul de mult în ultimii ani. Uniunea Ucrainenilor din România a dedicat foarte mult din activitățile sale pentru a face acest lucru, s-au înființat secții de limba ucraineană. Cum vedeți dumneavoastră că această parte va evolua și în viitor? Eu cred că va evolua și în viitor, spre bine, bineînțeles. Avem toate drepturile care respectă Constituția României și vă dați seama că noi ne așteptăm ca să fie cât mai multe secții cu predare în limba ucraineană. Asta nu înseamnă că elevii noștri nu trebuie să vorbească fluent și să cunoască limba română și gramatică mai ales. Să vorbim puțin despre tradiții și obiceiuri, pentru că, până la urmă, pe lângă limba pe care o vorbește o etnie, un rol foarte important în păstrarea identității etnice și culturale îl joacă aceste tradiții, obiceiuri, pe care ucrainenii din Maramureș, în mod deosebit, le-au păstrat destul de bine, dacă e să ne gândim că vorbim de viacuri, de secole, de când trăiesc pe aceste meleaguri, și vorbim, sigur, și de influențe inevitabile. Însă, iată că ei au reușit să-și păstreze foarte multe dintre aceste obiceiuri, multe pe cale orală, practic, din generație în generație. Care credeți că ar fi, care a fost rolul comunităților? Faptul că s-a trăit în comunități compacte, de exemplu, a avut un rol important în păstrarea acestor tradiții? Sau ce altceva credeți că a contribuit pentru a se putea păstra aceste obiceiuri? Bineînțeles, noi, Maramureș, avem un avantaj, pentru că suntem localități compacte. Nu este mult mai greu pentru minoritatea ucraineană, care, de exemplu, s-a mutat în alte zone a țării și nu sunt multe familii, nu există biserică unde să se slujească limba ucraineană. Deci toți factorii împreună au un rol foarte important. Să nu uităm de biserica, care are și care de-a lungul viacurilor a susținut și a păstrat
obiceiurile, limba, tradițiile și așa mai departe. Deci biserica, școala, Uniunea Ucrainenilor și toți ucrainenii avem un rol de a păstra și a traduce și a transmite mai departe aceste tradiții. Bineînțeles că transmiterea acestor tradiții se făcea pe cale orală, mai rar scris, acum în ultimele momente, da, se poate face, apar Uniunea Ucrainenilor, după cum știți, publică și cărțile, și de muzică, și de literatură, acum se lucrează la istoria tradițiilor și așa mai departe. Dar subliniez că partea orală, transmisă de la bunicii, străbunicii noștri, are un rol, începând de la naștere, cum se cântă la copil să adoarmă, are un rol foarte important. Uniunea Ucrainenilor din România are foarte multe filiale răspândite în toată țara, acolo unde trăiesc etnici ucraineni, și a fost înființată după în 1990, atunci când de altfel a fost înființată imediat și filiala din Maramureș, al cărei președinte sunteți și dumneavoastră. Și iată că aici deja am început să vorbim despre un alt rol foarte important pe care îl are o organizație de data aceasta, pe lângă școală, pe lângă biserică, pe lângă familie, pe care îl are deci organizație în păstrarea acestor tradiții. Și în acest sens ați gândit și ați crescut cumva pe parcursul anilor diverse evenimente despre care aș vrea să povestim puțin mai mult, dar înainte să-mi spuneți despre începuturile filialei Maramureș și cum a fost să se înființeze această filială, cum s-a gândit că ar fi rolul acesteia pentru ajutorarea comunității de etnici ucraineni, evident. Bineînțeles, chiar după Revoluție, deci oamenii care au auzit că s-a înființat Uniunea Ucrainenilor din România, ar fi foarte bine să organizați o întâlnire chiar cu, că mai trăiesc inițiatorii organizării Uniunii Ucrainenilor din România, chiar, da, ar fi o discuție interesantă cu participarea lor. Există și documente originale când s-a înființat. Bineînțeles, după ce s-a auzit în țară, Maramureșul a fost printre primele organizații, să spunem, atunci, care au avut inițiativa să strângem oamenii, să se organizeze. Bineînțeles că asta n-a fost într-o zi în toate localitățile, ci pe parcurs. Vorbim deci despre filiala Maramureș, da, care are la rândul ei, cumva sub umbrelă, și organizațiile locale din localitățile. Da, structura Uniunii Ucrainenilor, bineînțeles că sunt organizațiile locale care putem să spunem că sunt de bază, pentru că datorită muncilor pe care depun colegii noștri, împreună cu filiala, se păstrează, se dezvoltă filiala. De exemplu, pe parcursul anilor, am ajuns aproape la 7.000 de membri. Mă refer strict la filiala Maramureș. Sunt, vă dați seama că sunt localități foarte mari, exemplu cum este Păinul de Sub Munte, o localitate cu 11.000 de etnici ucraineni, este prima localitate din județul Maramureș, vă dați seama ca și mărime. Evident, clar, cea mai mare numai pe Valea Ruscului sunt peste 20.000 de ucraineni și statisticile ne arată că totuși cea mai veche localitate ucraineană datată este Câmpul Clatisa, două hepole, Păin de Sub Munte, Rona de Sus, Ruscu, așa și mai departe. Vă face o pauză muzicală pentru că vă propun și dumneavoastră și telespectatorilor să ascultăm un cântec al unui grup pe care îl sprijină și filiala Maramureș a Uniunii Ucrainenilor, un grup de foarte simpatic. O să ascultăm cântecelul și după aceea revenim pentru a afla mai multe detalii despre ce anume face filiala Maramureș pentru promovarea și păstrarea tradițiilor etnicilor ucraineni din acest județ. Червона ружа ще не зів'яла, вона не буде розвідать. Моє кохання ще не пропало, воно ще вернеться назад.
Moje kochania się nie propalo, bo noście wernecja nazad. Oj tam u poli coś czornije, na pewno mylej mi idę. Na nim soroczka bila wieszywana, bo na nie zrozumu zwede. Na nim soroczka bila wyszywana, bo na nie zrozumu zwede. Roście się kuczer i szołkowi, najleme witer zawywa. Na bile leczko, na czorni browe, wony jak słońce, jak wesna. Na bile leczko, na czorni browe, wony jak słońce, jak wesna. Prościajte kari oczeniata, ostatni raz ja baczu was. Prościajte hube, hube malenowi, ostatni raz ciluju was. Prościajte hube, hube malenowi, ostatni raz ciluju was. Czerwona róża jeszcze nie zziwiała, bo na nie dumala zziwiać. Moje kochania jeszcze nie propalo, ono jeszcze wernecja nazad. Moje kochania jeszcze nie propalo, ono jeszcze wernecja nazad. Cântecele, dansurile reprezintă și ele un element important în ce înseamnă cumva perpetuarea acestor tradiții. Iată, am urmărit unul dintre grupurile pe care le susține filiala Maramureș și le-a încurajat. Sunt multe alte grupuri pe care le-am întâlnit și noi pe parcursul anilor la filmări. Sunt grupuri care se organizează și preiau sau adună cântece mai vechi, le prelucrează sau preiau cântece chiar din Ucraina. Povestiți-ne puțin despre acest aspect. De exemplu, în primul rând vreau să subliniez că în afară de Veselca, grupul Veselca, ce înseamnă limba română curcubeu, în fiecare localitate avem câte un grup sau mai multe sau grupă de dansatori. Grupuri de dansatori, de exemplu, în Poem de Sub Munte sunt 2-3 formații, în Rona de Sus avem chiar 4, 2 coruri mixte, formație de dansuri, ansamblu și așa mai departe. Deci noi, în totalitate, susținem aceste grupuri, le asigurăm cu îmbrăcăminte, cu cele necesare. Deci nu vine ideea de la noi, ci vine chiar ideea de la grupul respectiv sau corul respectiv, ce fel de haine. Noi insistăm pentru hainele care s-au păstrat și se păstrează încă de la strămoșii noștri, să aibă aceeași culoare, aceeași, bineînțeles, cum ați văzut și aici, sunt haine tradiționale din localitatea Lunca Latisa, în totalitate locuite de etnicii ucraineni, care și-au păstrat foarte bine, din păcate, tradițiile, cântecele, din păcate, cum ați văzut aici, n-ați reușit să da, atunci când am vină, fost la filmare, da. n-au fost chiar lumea mulți, lucrează și era un grup mai, da, mai mare. Sunt în jur de 20 mari de persoane, dar sublinez încă o dată, noi susținem toate aceste grupuri, mai ales vreau să vă aduc aminte că în localitatea Repedea este un grup care și-a luat avânt, un grup tânăr, numără 20 de persoane, care își păstrează cântecele, bineînțeles că și cele vechi, de la părinții străbunicii lor și care au preluat și cântecele mai recente, influențe din Ucraina sau cântece din Ucraina. Acum au fost multe
mai ales acum de când s-a înființat, în ultima, dacă e să ne luăm în ultimii ani, zic eu ultimii ani, că nu mai sunt chiar așa de mult, că sunt deja de mult din anii din 90, de când s-a înființat Uniunea, dar au început cumva să fie mai intense legăturile între România și Ucraina, între practic etnicii ucraineni, în mod concret de aici, și Ucraina, și ați dezvoltat foarte multe parteneriate, colaborări cu diverse administrații, organizații din Ucraina, ceea ce iară cumva a ajutat în cunoașterea mai bine a rădăcinilor. Și deschiderea. Între România și Ucraina. Să știți că Uniunea Ucrainenilor e și foarte firesc, are rolul de apropierea și întărirea relațiilor de prietenie între România și Ucraina. Suntem cetățeni români, interesul nostru, normal. Și ceea ce a dus la schimbul de experiență între localitățile noastre, chiar au fost organizat anul trecut o întâlnire tare interesantă la care au participat toți primarii din localitățile din Maramureș, unde trăiesc etnicii ucraineni, și de-a lungul zonei din Ucraina, mai ales din regiunea Ivano-Frankivsk, și deja s-au pornit relații de colaborare, semnarea de protocoale de colaborare, schimburi de experiență, anumite proiecte de dezvoltare europene și așa mai departe. Uniunea Ucrainenilor a încheiat mai multe parteneriate cu regiunea Ivano-Frankivsk, cu raioanele Verhovina, Rahiu, Zakarpattia și așa mai departe, ceea ce duce să ne cunoaștem mai bine. De exemplu, la ultimul festival, delegațiile care au fost din Kiev, din Ucraina, din Ivano-Frankivsk, din Rahiu, au rămas adânc impresionați de frumusețile patriei noastre, de deschiderea și prietenia omenească din Maramureș. Acum, sigur că, ca orice organizație, aveți o anumită strategie când vă faceți planul de activități pentru un anumit an. Care este această strategie pe care o are, care este strategia practică a filialei Maramureș a Uniunii Ucrainenilor de România în gândirea activităților, planificarea activităților pentru un an? De ce alegeți acele activități și cum? Care sunt criteriile după care le alegeți? Deci, nu, la noi nu este dictatură. Nici nu primim ordine de la București că trebuie să organizăm anumite acțiuni culturale sau să sprijinim un anumit proiect. Nu. Deci noi pornim întotdeauna, de exemplu, filiala Maramureș are 14 organizații, fiecare locală, fiecare președinte își cunoaște îndatoririle, ține legătura cu oamenii, cu birourile organizațiilor locale din teritoriu, din localitatea respectivă, și noi cu un an de zile înainte stabilim prioritățile și fiecare localitate și interesele pe care le avem, fiecare localitate își vine cu propozițiile. Deci nu filiala stabilește, ci împreună cu toți colegii ne punem la masă și fiecare vine cu propuneri. Cu propuneri și se analizează, bineînțeles, dacă ce impact are, ce importanță poate să aibă, cu ce putem susține mai mult. Ce activități au fost, de exemplu, pe anul 2018 și ce, bineînțeles că știu că au fost foarte multe, să le numim așa în mare, și ce plăniți pentru 2019? Deci pentru 2019 am plănuit deja anul trecut, pentru 2018, în 2017 am plănuit și, bineînțeles, după ce se face lista cu prioritățile, la nivel central ne întâlnim toți președinții de filiale și analizăm fiecare importanța și așa mai departe. Anul trecut, deci am avut trecut în plan 22 de acțiuni culturale, dar să nu uităm că, de exemplu, suntem de multe ori implicați și de a participa și peste hotare, de exemplu, am avut participare la anumite festivale, la campionate, sau de multe ori apar pe neprevăzute, că, de exemplu, vine cu o propunere de colaborare, parteneriat, inspectoratul școlar județul Maramureș sau chiar cadre didactice, și bineînțeles că nu putem refuza, depinde dacă ce impact are asupra elevilor, părinților, cadrelor didactice și așa mai departe. De exemplu, pe anul ăsta avem
în jur de 20 de acțiuni, plus propunere pe care a venit din partea inspectoratului a directorilor de la școlile din teritoriu, profesori de limbă și literatură ucraineană. De exemplu, acum semnăm proiectul de colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, filiala Maramureș a Uniunii Ucrainene din România, cadre didactice, pentru desfășurarea în bune condiții a Olimpiadei de Limbă și Literatură Ucraineană. Chiar deja această lună avem acțiunea Limba Maternă. Ziua Limbii Materne, ziua Limbii care Materne. Este marcată pe 21 februarie. Da, dar noi o să facem în 22 sau 23, depinde pe cât se suprapun și anumite olimpiade și să nu le putem, să nu le încurcăm. Este și ziua veteranilor de război. Știu că faceți multe evenimente în fiecare dintre localități. Anul trecut ați avut și caravana folclorului ucrainean. Bineînțeles, avem, dacă le-aș fi enumerat pe toate, ar trebui să mai măriți emisiunea, poate cu altă ocazie, ca e mult să le enumere pe toate. Nu putem să spunem că cea mai importantă pentru mine, cel puțin din punctul meu de vedere, că anumită acțiune culturală sau un simpozion este mai, pentru mine mai important decât celelalte. Noi trebuie să le privim pentru că fiecare are un rol deosebit. De exemplu, concursul de recitare a poeziei pentru mine este acolo e foarte chiar frumos, foarte important. Să-i vezi pe cei micuți. Începând poezii, de la grădiniță și am început cu, mai cu clasele 5-8, acum vedeți, am ajuns la clasele, de la clasa grădiniță, clasa pregătitoare, până clasa 12 liceu. Deja este și sunt propuneri de a participa și de peste hotare. Anul 2019 l-ați început în forță, așa cum se întâmplă de altfel în fiecare an, cu acest festival deja a devenit tradiție. Anul acesta a fost a 26-a ediție a Festivalului de colinde, date și obiceiuri de iarnă la ucraineni. O să urmărim. Noi vă mulțumim că ați venit și ne-ați susținut. Ne bucurăm și o să urmărim în curând un amplu reportaj de la acest festival, iar pe TVR Cluj de la ora 11:30 vom putea urmări și mai multe selecțiuni din cadrul festivalului. Deci ați început, cum spuneam, în forță cu această mare manifestare unde au participat practic ucraineni din toată România, dar și din ăsta. Ce urmează foarte pe scurt pe 2019? Avem Ziua Limbii Materne de care deja ați pomenit. Simpozionul rolul femeii ucrainene în societatea românească. Vă invităm să, chiar ar fi foarte interesant, să luați și dumneavoastră acolo un cuvânt, să pregătiți un material. Acolo vom filma noi, să știți, ar fi foarte interesant. Deci, în aprilie deja avem stabilite concursul de recitare poeziei, etapa județeană, etapa națională. Avem cântece de pe Valea Ruscoi. Bineînțeles că în perioada postului Uniunea Ucraineană din România nu organizează acțiuni, n-ar fi frumos nici, n-ar participa lumea, pentru că știți, ca și românii, noi suntem credincioși. Și bineînțeles că religia are un rol foarte important și o să avem foarte multe colaborări cu Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu bisericile, mănăstirile din județul Maramureș. Și cu școli. Mulțumesc foarte mult, domnule Petreschi, că ați fost. Vă mai așteptăm la noi în studio, cu siguranță ne vom revedea anul acesta. Vă mulțumesc, stimați spectatori și dumneavoastră, că ați fost alături de noi și astăzi. Vă invit în continuare, așa cum spuneam, să ne întoarcem la atmosfera sărbătorilor de iarnă prin intermediul unui material realizat cu ocazia celei de-a 26-a ediție a Festivalului de Colinde, Date și Obiceiuri de Iarnă la ucraineni, unul dintre cele mai importante evenimente ale comunității ucrainene, organizat de către filiala Maramureș și a Uniunii Ucrainene din România. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe Facebook, YouTube, cu materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la alții tot ceea ce e mai frumos și să conviețuim toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră cu alte povești, alte perspective legate de multiculturalitate și interculturalitate. Sunt Maria Cina Arjiga și vă doresc toate cele bune!